Consum de 15 la 1-3 benzină. Mai cumpărați-vă motoare mici, că vă promit ăștia că au consumit 15 bară la bară. Gabi să fie sănătos. Da. Pe consumul ăsta nu mai merge după aia de oră. Mie place să spun că face exact ca aspiratorul. E aspirator de femei? Nu prea. Văd că ai și ventilație în scaune, da. Pe A-Class. A fost prima mașină de la Mercedes cu bordos. Tot Vericu mi-a pus și colantul acesta, însă mi l-a pus foarte iurea și apoi l-am pus eu. Salutare mafioților, vlog nou cu o mașină super, super interesantă. Suntem aici împreună cu Gabi, salut, Gabi Gabriel 34 și pe Instagram și Gabi Gabriel pe YouTube. Bă frate, avem aici în spate M5-ul ăla, M520 ăla în spate. Și aici avem AMG-ul care, o să vedeți voi că nu e chiar AMG. Are el ceva special, dar o să vedeți în clipul de astăzi. Dar dați acum un like, 15% car vertical, merge cum merită toți banii. Și hai să vedem ce are special acest Mercedes A-Class. Tu câți ani ai în primul rând? Am 19 ani. Deci Gabi are 19 ani și ești posesor de Mercedes. Da. Prima mașină? Prima mașină, da. De la 18 ani o am. Un an și puțin am ceva, adică cu ea. Ok. Vă pot spune că mașina este full. Are pachet AMG interior-exterior, ceea ce înseamnă că bara față, bara spate, jantele sunt puțin diferite spre deosebire de un Mercedes normal. Oricum vreau să le spun eu oamenilor că dacă nu o să afle toate lucrurile din clipul ăsta, poate să intre la tine pe canal. Cum te găsești, pe YouTube? Gabi Gabriel pe YouTube. Gabi Gabriel. Și ca un mix fat. Fă-ți un nume de canal pe care oamenii trebuie să-l țină minte. Gabi Gabriel poate să mai fie 100.000 de Gabi. Caută ceva care să rămână. Ok, o să mă gândesc. Gândește la treaba asta. Mă gândesc să-l schimb atunci. Lăsați-l acolo, lăsați-l în comentarii, intrați acolo și dați-i sugestii de nume de canal. Ca să nu picați de pe scaun, vreau să spun la început cât a costat mașina asta, pentru că a cumpărat-o de nouă. Da, așa? Prețul de listă a fost 49.000 de euro și prețul cu care am luat-o a fost 42.000. Deci un Mercedes A-Class, adică cel mai ieftin Mercedes până la urmă. Da, cea mai mic, cea mai slabă clasă, să zic așa. Cea mai slabă clasă, 50.000 de euro. Băi, destul de scump, dar hai să vedem, poate are motor de AMG. Motorul este un motor de 1.3, care dezvoltă 136 de cai. Deci dacă are motor de 1.3 și nu are pistonaj la capotă, eu îmi dau foc. Bă, măcar are pistonaj la capotă, ok. Are. Este motorul care își face prezența și pe, mă rog, este făcut în colaborare cu cei de la Renault. Este un motor destul de mic, însă fiind benzină și mașina fiind ușoară, trage. Sunt curios dacă găsesc vreo piesă cu emblema Renault. Din ce am înțeles, pe curea ar trebui să fie, dar nu m-am uitat niciodată, sincer. Nu te-ai niciodată? Nu. Hai să vă găsim noi așa. Deci aici nu scrie. Pare ceva cunoscut aici, semnul ăsta de ulei cu galben. Auzi așa puțin aminte de Renault. Da. Ceva pe aici? Nu. Dacă vedeți, vă lăsați în comentarii dacă scrie pe undeva Renault. Aici avem Mercedes. Mercedes pe cablul ăla. Bă, nu prea avem Renault pe sub capot. Acolo tot Mercedes. Da, l-am găsit. Dacă vedeți voi în clip și ne-a scăpat nouă vreo chestie, farurile din nou nu arată că ar fi de Renault. Lăsați-ne și nouă în comentarii. E, nu, doar motorul este. Doar și motorul, nu? E făcut în colaborare cu cei de la Renault, nu este făcut de cei de la Renault. Eu așa știu ce puțin. Noi acum dăm cu hate aiurea cu Renault, dar Renault să știi că da, e o marcă cinstită, chiar spre foarte cinstită, pentru că îți dă niște mașini, unul la mână, care au niște motoare tank, da. Nu ruginesc, mai are probleme cu chestiile astea de finisaje la interior. Deci 1.3, 136 de cai, stoc, da. Benzină cu o singură turbină. Da. Cuplat la o cutie de viteze automată, automată, da. 7 rapoarte. Deci nu e nou jetronicul, nu? Nu. Nou jetronicul s-a spus, pe, mi se pare că pe longitudinal, pe motor. Da. Da. Dar o chestie foarte mișto este trapa asta care se ridică pe spate, adică se dă pe spate, da? Da. Poți să ne faci o demonstrație? Da. Ia să vedem dacă se modifică. 100% se va modifica mașina pentru că arată într-un mare fel. Da, mă, ce ai? E altă mașină.
Roțile astea pe cât sunt? Roțile sunt pe 19 pentru că are pachetul AMG. Ce am făcut este, i-am colantat practic capacul de la jantă. N-am înțeles că e colantat de tine, nu? Nu, e colantat de Vericu. Chiar se vede? Anvelopele Bridgestone, așa venea, da. Vine de fabrică, nu da, cu treaba asta. Da, de fabrică, așa. Cu anvelopele, cred că de vară, s-a stat, da, de vară. Da, s-a stat de vară. Și văd că au și un profil destul de mic. Eu am văzut că toate astea, toate anvelopele de performanță, Michelin, Pirelli, Bridgestone, băi, nu țin, frate. Dar e cam logic, să știi. Pentru că o anvelopă care are aderență și pune, are grip, se va tot și mult mai repede decât o anvelopă asta, da. Asta care clar. Nu are clar. Calitățile astea. Bun, colantul ăsta de pe la prag? Colantul de jos este pus de Vericu, să zic așa, tot, da? Nu prea sunt mulțumit și nu vreau să dau nume. Okay. Tot Vericu mi-a pus și colantul acesta, însă mi l-a pus foarte iurea și apoi l-am pus eu. Ăsta ce iurea? Nu, ăsta e pus de mine. Nu? Da? Ăsta e pus de mine, cumpărat de mine și pus de mine. Inițial a fost lipit strâmb, gen a fost făcut de cineva și a fost făcut cu dungile invers. Ma. Nu prea am fost mulțumit. Ma. Mânerele sunt colantate și ele, tot într-un negru lucios. Practic tot cromul l-am anulat. Avem keyless go, keyless entry pe mașină. Keyless go, keyless entry. Oglinzile se rabatează electric? Da, se rabatează electric. Da, la buton? Ia, hai să vedem. Ce, dar oricum o să vedeți la interior, pentru că mașina asta, băi, nu zici că este un A-class. Pentru că are motor de Renault și interior de S. Iar partea din spate, baby M5 acolo, mama, mafiot adevărat. Dar la partea din spate, mașina asta, eu mi-aduc aminte de primul A-class. Băi, era o hidoșenie. O cutie care se putea răsturna în orice moment. O cutie. Da. Au reușit să facă, se ceară până la urmă 50.000 de euro pe un A-class, pe cel mai de bază Mercedes. Și credeți-mă, arată foarte bine, mai ales cu eleronul ăsta. Hai să vedem evacuările. Evacuările sunt în jos, practic. Tipsurile sunt fake. Așa. Tipsurile sunt vopsite, tot așa, într-un negru lucios. Și are pe o singură parte evacuare, nu? Da, are doar pe partea dreaptă. Stopurile cu LED? Da, stopurile cu LED. Deci... Sistema din spate tot așa colantată. Ok. Și hai să vedem ce loc ai în portbagaj la A-Class, da. Pentru că ce greu e portbagajul. Asta este, asta e, cred că, una din cele două opțiuni pe care nu le-am pus, portbagajul electric. Deci nu e electric portbagajul, nu? Da, este destul de... Mi se pare mai mare ca la Golf. Deci mi se pare sincer, puțin... nu știu cum e la Golf, dar... Deci mie mi se pare mai mare ca la Golf. Să și voi în comentarii, așa, ca prima impresie. Hai să vă dau și de aici. Mi se pare mare. Ce știu sigur este că e mai mare decât de la... decât portbagajul de la modelul anterior. Ok. Pentru că am avut și modelul anterior. Ai roată rezervă aici? Nu. Am o spumă care practic se bagă în această spumă, dacă se întâmplă vreo pană sau ceva, se... Băi, dar se vede că e o mașină nouă, adică arată totul super... Cât se numește de mașina, nu te-am întrebat. Mașina are 20 de mii de kilometri. Ok. 21, cred. Dar se simte și mirosul de mașină nouă și toate plasticele. De obicei, când îți cumpără o mașină, ți-ai încă de mai zgâriată pe aici, mai are chestii. Ce este aici? Cârligul, nu? Da, e cârligul care se iese prin buton. Nu e electric, nu. 100%, doar... Se... Da, e urâtă cu cârligul. Da, da, cu cârligul chiar e. Știi ce mai e? Poate să-și cumpere oamenii în afară de A-Class, poate să-și cumpere un GLA. Da, și GLA-ul. Nu, ce le-au, vrei să spui? Care... nu au și GLA? Ba da, există și GLA-ul, GLA-ul e un fel de SUV. Păi SUV, SUV-ulețul, care seamănă exact cu ăsta și e puțin mai înălțat. Da. GLA-ul. Da, deci dacă, GLA-ul. Deci dacă vor o mașină care să nu aibă o distanță de mică la roată, poate să-și cumpere oamenii un GLA. Aș vrea să intrăm puțin la interior, fiindcă acolo cred că m-am îndrăgostit de mașina ta și sunt curios dacă mă las locul, nu? Mă las locul? Da, loc? Sigur. Da? Mamă, o să am bucurie să merg în mașina asta. Și aici la interior, dacă pe exterior sunteți hateri și spuneți că e A-Class și că nu merită toți banii și toate astea, bă, la interior n-aveți ce spune, pentru că mașina asta, când a apărut, a fost prima mașină de la Mercedes cu bordul ăsta. Da, cu tablete și cu lumina ambientală și cu tot. Deci, bă, frate, nu crezi că ești în A-Class, adică mi se pare real că... Da, e... Uite, aici îți dai seama de ce ai dat 50.000 de euro pe mașină, pentru da, că pentru ai tehnologia de top. Da, cu o schimbare pe care au făcut-o, efectiv, e o opțiune... Opțiune care era da, pe S-Class. Da, care era pe S-Class, exact. Și nu e cu nimic diminuat, adică pur și simplu exact același display-ul ai și pe... Da. Exact. Pe S-Class. Volanul din nou pe care l-ai, cred că e și pe S-ul, tot la fel, nu? Da, volanul, fiindcă a fost cu pachetul AMG, este teșit în partea de jos, cu cusături roșii. Avem treaba cu touch aici, în lateral. Avem padelele cu extensii pe care probabil le-ai pus tu. Da. Gurile de ventilație sunt iluminate? Da, sunt iluminate. Mașina are 64 de culori.
e opțiune și asta. Deci pe bun, lăsați voi în comentarii, mie îmi place foarte mult interiorul ăsta, adică nu mi se pare cheap nimic, adică dacă spuneți că Renault, că Renault, bă, frate, ce Renault ai interiorul ăsta, că nu e niciunul. Vă ca și sistemul de... Da, este sistemul de sonorizare Burmester. Burmester, da. Chiar sunt curios. Văd că ai și ventilație în scaune, da, pe A-Class. Ceea ce este foarte rar, eu n-am văzut până acum nici în străinătate, nici în România, un A-Class care să aibă ventilație. Nu știu, ori nu se pune lumea... Man, mi se pare irel. Deci da, mi se pare irel. Care mi se pare acum o opțiune foarte importantă, ventilația în scaun. Ai fost la mine mașină, muream acolo. Da. Deci acolo chiar muream. Memorie la scaune. Deci memoria la scaune. Scaune complet electrice. Doar, nu, are și pasagerul electric. Da. Da, complet electric. Știi că la Renault îți mai dă ție la șofer electric, dar la pasager îi dă manual. Asta nu știam. E o chestie pe la Renault și pe la Mercedes-a care nu sunt chiar premium. Avem fețe de uși care, băi, ia stai să închid eu puțin așa aproape ușa să vedeți și voi cât de moale e totul aici. Chiar este un plastic foarte mare. N-avem capitonaj pe interior, dar fața de ușă nu troznește nimic. Știi că erau clipurile alea pe TikTok cu bordul, da, de Mercedes care troznește. Și hai să încercăm. Eu. Încercăm? Da, poți să încerci. Sigur. Se mișcă tot. Se... Dar nu troznește, dar se mișcă. Nu știu dacă se vede, se mișcă absolut tot. Nu troznește. Chiar nu troznește, sunt hateri aici. Nu mi se pare cheap. Chiar nu mi se pare cheap. Lăsați și voi în comentarii dacă vi se pare mașina asta ieftină. Mie nu, unul nu mi se pare. Avem, stai că schimbătorul la Mercedes aici. Da. Deci avem schimbătorul pe coloana de direcție. Și avem trackpad-ul ăsta, mă simt ca și cum aș avea un laptop cu Windows aici, pe bune, cu trackpad-ul ăsta. Da, practic ecranul din mijloc se poate utiliza prin trei moduri, fie okay, prin touch, fie prin acel touchpad, uh-huh, sau pe touch-ul de pe volan. Pe volan. Știu că poți să schimbi și display-ul, are, da, vreo trei moduri care pot fi puse. Rezoluția display-ului e una foarte bună și vă dați seama când o rezoluție a unui ecran e bună în momentul în care toate iconițele sunt mici. Dacă gândiți-vă când puneați rezoluția pe Windows, când dai rezoluție foarte mare, toate iconițele rămâneau mici. Când pui, când ai o rezoluție proastă, atunci și iconițele vor fi mai butuconoase, să zic așa. Avem keyless go, keyless entry, ai spus treaba asta. Și asta e partea de climă, nu? Da, pare climă pe două zone, okay, automată și în mare cam asta este. Și aici avem toate detaliile pe care mașina asta le avem, camera 360 de grade. Da, 360. Asta ce aici? Cu mașina. Te duce direct în meniu practic cu setările mașinii. Ok. Ok. Ok, ESP-ul, volanul, tot felul, da, de chestii. Da, asistență și tot ce trebuie. Navigație aici, telefon, radio. Și radio. Volum, îmi place foarte mult butonul ăsta de volum. Deci pentru pasager, butonul ăla de volum, da, e genial. Pentru că l-ai tu pe al tău, unde e? Aici. Acolo în dreapta, da. Aici în dreapta, îl are și pasagerul pe al lui acolo. Interiorul cu scaunele din nou, de AMG. Deci, da, interiorul e de AMG. Dar și ce sunt curios eu, dacă în spate, eu acum dacă aș sta aici, am loc, ia să închid puțin, da, și asta e să deschid geamul, să nu rămâi singur pe afară. Deschidem puțin geamul și chiar sunt curios dacă eu aș avea loc. Bă, frate, dar chiar e foarte mult loc. Adică și consola asta e scobită foarte bine, să nu dai cu piciorul. Chiar asta e poziția mea de mers și aș merge foarte relaxat. Hai să vedem dacă aș avea loc cu spatele meu în spate. Nu prea cred. Nu prea crezi, nu? Nu. Bine că bă, hai că nu e chiar așa mic. Să intrăm puțin în partea din spate. Ce ziceai, mă? Da. Vezi că am loc în spatele meu? Da. Stăteam bine și acolo, dar sincer mă deranjează tetiera asta. Este imensă. Da. La cap ai loc? Bă, la cap e cam la limită, pur și simplu e cam la limită. Am cotieră? Da. Am filmat eu un C43 AMG, dacă nu era, dacă nu mă înșel, 2021. Așa. Și nu avea cotieră în spate. Da, pentru că este opțiune. Este opțiune, da, cotiera, nu? Are și o suport de pahare. Are suport de pahare aici individual, adică poți, da, scoți fiecare suport în parte. Sunt reglabil, e ce trebuie. Cam asta e view-ul pe care l-ai în momentul în care stai în spate. Ai un view foarte și foarte fain, poți să vezi și pe aici dacă vrei, da, să... Aici are și lumina ambientală. Are ambientală aici? Da. Oh, foarte tare. În față, cred că. Noaptea se vede mișto și aici în spate la fel. Deci la tetiere avem lumina ambientală. Da. Au nebunit oricum cu luminile astea ambientale, da, o să ajungă să fie mașinile pomp de Crăciun. Da, să știi, dar spre deosebire de BMW, chestia asta îmi place foarte mult la Mercedes. Cu luminile ambientale. E ceva ce definește Mercedes, părerea mea, sincer. Da? Da. Ok. Oricum, dați un follow și pe Drive-ro, pentru că o să facem un 0-100 cu mașina asta, cu Draghi. Și chiar sunt curios cât de rapid e Mercedes-ul ăsta, un 0-100, să fie totul super legal. Avem un Type-C aici în spate, avem gurde de ventilație în spate, apreciez treaba asta și cred că și asta îți dă o tare.
Dar că gurile de ventilație sunt notare, cred că poți să ieși și fără guri de ventilație. Asta nu știu sigur, dar știu că astea n-au clima pe spate. Nu, n-au lumina ambientală. Hai să vedem exact cum se aude și motorul ăsta la A-Class. 1.3, 136 de cai. Man, nu se aude, e electrică? E hibridă, da. Deci că e electrică, ești nebun la cap? Mie place să spun că face exact ca aspiratorul. Adică nu prea face zgomot și... Face ca aspiratorul? Da. E aspirator de femei? Nu prea. Femeile deja la ce clasă în sus, nu? Exact, la ce clasă în sus. Și cam așa se aude motorașul ăsta, destul de mic. Și destul de zgomotos, părerea mea. Da, destul de zgomotos. Pentru o benzină. Dar și ce curios așa, nu prea e plasticos. Am filmat un G20, dacă nu mă înșel, și era foarte plasticos. Aici nu mi se pare atât de mult plastic. Și e foarte mult spațiu, adică chiar ai loc să lucrezi la ea. Da. Nu avem capitonaj pe capotă, dar e benzină și nu trebuie. Ia scurios dacă închidem asta. Nu se mai aude acum. Nu. Chiar acum nu se mai aude. Și îmi plac foarte mult farurile astea. Deci din față, dacă vii cu A-Class-ul tău în spatele unui BMW... Seamnă cu un CLS. Seamnă cu un CLS, asta vreau să spun. Astea sunt farurile cele mai de top de la Mercedes, sunt multi-beam LED. Multi-beam LED. Am făcut eu o confuzie în acel clip în care mașina respectivă avea doar LED, n-avea multi-beam. Și am spus că ăla ar fi cele mai de top, să zic așa, dar astea sunt cele mai avansate faruri pe care Mercedes le are. Avem cred că și parcarea automată, că avem senzorii lateral. Da. Și îmi place foarte mult cum pică botul ăsta. Mi-a aduce așa puțin aminte. Lăsați și mie în comentarii, ia vino aici lângă mine, Gabriel. Da. Dacă stai aici și te uiți în ecranul ăsta, nu arată ca un Mitsubishi Lancer? Mi-e așa, să știi că aduce un pic, da. Deci mi se pare puțin că seamănă cu Mitsubishi Lancer. Gurile astea sunt reale, fie că sunt reale. Gurile sunt reale, cele de pe față, da, cele de pe spate sunt fake. Chiar are sunt reale. Pe spate, pe bara din spate, acelea sunt fake. Nu mă așteptam să fie reale, hai să le vedem și pe astea de pe bara de spate. Și eu zic să trecem să conducem mașina asta, o să facem un pov pe ea și o să fie și un pov pe Drive Row în care vom testa exact, o să facem 2-3 run-uri cu ea, să vedem 0-100 în cât tip scoate mașina asta. Drive Row, subscribe și acolo ca să fiți la curent cu ce timp scot mașinile pe care noi le filmăm pe canalul principal. Gata, frate, ne-am aruncat și la bordul AMG-ului și când spun bordul AMG-ului chiar e... Ai spus și tu, este un AMG complet în afară de motor. De motor. Exact. Chiar sunt curios cum merge un A45 AMG, mi se pare că se numește, dar am înțeles că e rachetă mașina. Da. Și am văzut una prin București, dar n-am reușit să-l prind, să-i spun să... Acela galben? Galben, da. Da, cu ASC la număr. Da? Dacă știți cine este, lăsați-mi și mie în comentarii sau pe Instagram. Dați-mi un follow și pe Instagram, pentru că și acolo postăm destul de des. Hai să vedem cum mergem. Frâna de mână pleacă singură, nu? Da, pleacă singură. Trebuie să-i pe frână. Dar ce observ la prima chestie este că e fâșinață. Adică se simte că e o mașină micuță. Chiar e fâșinață. Da. Chiar. Bine, acum este pe confort. Are 4 moduri de condus. Eco, confort și sport. Și mai are individualul pe care, practic, fiecare poate să-și configureze în funcție de preferințe. Și poți să modifici suspensie, practic, ăsta, motorul, cât repede se schimbe, volanul și ESP-ul. Băi, dar mă, crezi că mă dau jos din mașina mea de 170 de cai, M5 170 de cai și mi se pare mult și mult mai fâșinat asta. Deci pe bună mi se pare totul super smut și probabil că din cauza greutății. Și a greutății că e mai ușoară, eu asta zic. Și că e turbo, știi, că te simte zvucul ăla de turbo, dar toată mașina e așa, super și super agilă. Fain. Și da, așa un vibe de nou. Adică oricât a spune noi că te urci mașinile vechi, mamă, ce mișto mașinile vechi, când te urci într-o la nouă, s-a terminat șmecherie. Compensează, da, cu tablete, cu lumini, cu nebunii. Scaunele se vede că sunt cele sport, sunt destul de tari. Da. Sunt destul de tari, că nu au un burete foarte pronunțat. Și uite că spuneam eu ce n-ai pus mâna pe volanul meu, să vezi cât de moale e volanul meu și cât de tare e al tău. Cred că pentru un stil de condus mai sportiv, așa, mai AMG de ăsta, e mai potrivit ăsta, într-adevăr. Dar dacă vrei să mergi relaxat cu 170 de cai și asta, bă, frate, te jenează, nu știu, e prea tateat. Se poate rita pizza oricând. Nu, nu face prostia asta, lasă așa că e ce trebuie. Văd acolo că mi-arată un volan pe mijloc care mi-arată să țin mâinile pe volan. Nu, volanul acela este pentru când se activează lane keep assist. Okay. Practic mașina asta poate să țină banda, poate să meargă în funcție de mașina din față, de exemplu poți să-i setezi. De unde activezi treaba asta? De pe partea aceasta. Ia, stai și mi-e spune dacă ține după asta acolo. Este, poți să o setezi la 60 de km pe oră și în funcție de cum merge la din față, ea se ține după el. Băi. Și
păstrează distanța. De exemplu, dacă el merge cu 40, nu o să meargă cu 60, o să țină distanță. Man, poți să reglezi și distanța față de cel din față de aici. Ia așa că e ok să crezi. Aici e foarte aproape, deci are o linie. O să frâneze singură. Sigur? Da, sigur. Băi, man, și ea clas pe bune, asta e o tare de S. Da. Păi și nu trebuie să pui de mâna pe volan, nu are un timer. Ba da, odată la 15 secunde, dacă nu pui, te mai întreabă o dată și încă o dată și apoi începe ușor ușor să sune și apoi se oprește pe partea dreaptă a drumului. Uite acum. Dacă simte așa mâna, și gata. Da. Faza e că noi avem trasată o singură bandă pe stânga. Se ține după cel din față. Se ține după cel din față. Da. Dar dacă la o ia într-o parte? Să sperăm că nu e într-o parte. Da, trebuie să fii atent. Asta e. Dar e foarte, foarte fain și cred că e foarte fain la semafor, la ambuteiaje. Nu poți să activezi treaba asta? Ba da, ba da. E foarte utilă, mai ales că nu mai stai stresat să pui frână, să accelerezi, da, da. Să pui frână, să accelerezi. Băi, e foarte mișto. Chiar e un feeling de mașină premium. N-are nicio treabă cu Renault. Da. Deci, bun, n-are nicio treabă. Am mers cu Talisman, inițiale Paris, nu știu ce chestii. Văd acum am ventilația în scaune și se simte aici. Și el avea ventilația în scaune, dar nu simțeai nimic. Păi nu, singura chestie pe care o are de la Renault, din ce știu eu, este motorul făcut în colaborare cu ei. Mm-hmm. Rest, altceva, nu există. Tot e de pe Mercedes, de la Mercedes făcut. Da, vezi că parcă au dat puțin marca făcând parteneriatul ăsta, dar cam asta e perioada în care trăim, adică pentru reducerea costurilor, da. Brandurile se înțeleg, creează grupulețe de branduri. Ceea ce nu e un lucru rău, părerea mea, adică oarecum poate să facă schimb de experiență, să îmbunătățească, da, și împreună. Și fiecare marcă are câte ce, mamă, ce rigide am dat și în groapa asta. Fiecare marcă are ceva în plus. Mercedes am putea spune că era renumit pentru fiabilitate, adică celebrele, da. Cobre care mergeau milioane de kilometri. Dar n-avem moarte. Da. Am auzit și eu. Dar ce s-a auzit? S-a deschis camera, te-ai apropiat un pic cam mult sau cineva din spate, nu știu, a trecut pe aproape și se deschide automat camera. Stau să mă gândesc că treaba asta cu deschiderea automată am mai văzut la un Volkswagen care se deschide la fel. Crezi că în momentul în care o să fie iarnă, o să fie mașina înghețată? Nu. Și asta o să se deschide așa la fiecare chestie? N-am pățit. Ce am pățit când se pune, de exemplu, dacă ninge cu fulgi mai, așa? Zic așa, și se pune vreun fulg pe senzor, da, atunci se mai deschide și sună automat. Sincer, are asistență la un mort, are opțiunea aceasta dacă simte că te apropii de cel din față, pregătește practic mașina de impact, strânge centurile și spune frână blană. De exemplu, ai în situația în care se pune frână singură? Da, da, și se poate seta și intensitatea, adică cât de departe și cât de aproape să pună. Da, memoria la scaun, ventilație, încălzire, scaunele complet electrice, aici există o pernă care e foarte confortabilă la drum lung. Sincer, eu simt o mică problemă aici la geamul ăsta pentru că e destul de teșită mașina și e destul de mic geamul ăsta, adică nu e o suprafață vitrată foarte mare și simt așa cumva că mă apasă stâlpul ăsta, da, pe... Așa e și în spate, ba chiar mai rău dacă stai în spate. Uite, aici se simte puțin că e un motor mic, adică e foarte turat totul. Da. Și se aude așa că e gâtuit. Da, se simte că îl forțezi. Chiar da. La mers așa normal nu-ți dai seama, adică... Se simte mișto, știi, dacă încerci să mergi, tragi puțin de el. Cred că asta e și treaba, din cauza că faptului că trebuie să scoată noxe mișto, astea bagă niște motoare super mici ca să iasă în teste la consum, da. Dar într-un mers la fel, nu știu, ca un 2.0 benzină, cred că ești cu același consum și tragi de motorul ăsta, de motorul 3 ăsta, ca să te ții după un 2.0 turbo, da, ca lumea. Adică... Asta clar. Hai să vedem să luăm pe drumul ăsta, să facem așa un mic sprint, să vedem exact cum trage. Hai să vedem cum pleacă și Mercedes-ul ăsta 1.3. Acum nu avem SP-ul scos, nimic. Da, SP-ul pus, e doar pe sport. Mi-a plăcut și camera care a apărut acolo, 360 de grade, deci avem și camera. Asta poți să o pui și ai în față. Ok. 180 în față și în spate și în de sus. Da. Aici laterale. Vezi bordurile și mai jos în spate, tot așa 180. Se văd clar, au o rezoluție bună, adică chiar se vede. Și asta pentru când ai remorcă, pentru care ai și câlig mașina. Ce tare, chiar e foarte tare. Hai să vedem, să plecăm puțin de pe locul ea. Să vedem, să estimați voi în comentarii cam cât scoate 0-100. 3, 2, 1 și... Mașina e tracțiune față. Da. Să le spunem oamenilor. 70, 78, 84, 87, 92, 95, 100. A fost destul de lentă după părerea mea. A avut nevoie de 3 trepte sau 4, că nu mi-am dat seama. Nici nu m-am uitat, exact. Nici nu m-am uitat. Dar s-a simțit lent. Da, s-a simțit lent, chiar s-a simțit lent. Dacă ar fi să dai timp înapoi, mai la 1.3 ăsta? Nu. Nu? Nu, aș prefera să-mi iau un A-Class CH sau ceva și... Motorizare fie, mai... Da,
un pic mai mare motorul. Da, e păcat că arată super sporty și super totul, adică îți inspiră, hai că o să meargă super tare, știi? Cred că pe serpentine merge mișto cu suspensia asta, că e super... Da. Super... Dar la fel. Rapid. În pantă, pe urcare, destul de greu. Se simte, teroare, nu? Acolo se simte că e motorul mic la depășiri. În rest, nu prea, pentru oraș. Bă, nașpa. Păi rog, că la 19 ani, vrea și tu să mai tare, nu? Nu, eu consider că a fost o mașină ok pentru vârsta mea, pentru că, nu știu, o mașină cu motor mai mare ar fi fost mai... Da, într-adevăr. Exagerat și... Și simți că trebuie să tragi de, să ducă sus în ture ca să se întâmple ceva. Da. La motoarele astea mai, nu știu, 2.0, 3.000 turbo, toate astea se simte că trag de jos. Aici. Da, aici un pic mai... Dar e mișto feeling-ul cu padele, adică dacă vrei să joci cu padele, să pară așa mai sportiv totul, poți să-i faci de padele. Sincer, mie nu mi se pare. La motoarele mici mă enervează padelele pe mine. Să schimb mult. Da. Și simți că o forțezi, adică lași și se forțează mașina. Mamă, chiar se simte că e 1.3. Da. Chiar se simte acum că e mic motorul. Da. Nu poți să l-ai toată în viață. Da. Exact ca o femeie, știi? Asta am așa, e cum ar fi o femeie în aia, botoxată, cu silicoane, cu tot ce trebuie, arată exact. Super bine, dar nu, dar e bun, interior nu, e... dar nu e bun în pat. Da. Să facem treaba cu DriveRaw, chiar să plec unde pun a doua cameră pentru kilometraj. Până data viitoare, eu am fost merit toți banii, dă-i un follow și lui Gabi pentru că și el se ocupă cu YouTube-ul. El a început, cum am fost și noi. Da, am început cu niște challenge-uri și acum continui pe YouTube. Cu car vlog-uri, asta vreau să fac în continuare. Car vlog-urile sunt cele mai tari, credem, adică da. Car vlog-urile, adică o să ajung să conduci mașini super faine și uite și eu. Și o plăcere, și să conduc și da. Să editez și să filmez. Deci aștept un subscribe acolo la Gabi Gabriel. Da-ți. Și o sugestie de nume, neapărat. Asta a vorbit serios cu numele, credem, că și eu am primat cum mă cheam pe mine. Dacă vă spun cum mă cheamă, nu țineți minte nici, dacă vă spun 100 de ori. Mi-am dat seama că n-are cum să mă ține lumea minte. Nu sunt Andy Popescu, știi? Da. E Popescu, e generalist, adică e un nume foarte foarte, nu știu. Vrei să-i scoate SP-ul acum pentru ultimul... Nu, facem pe DriveRaw cu SP scos, okay. Ca să-i rupem planetarele pe DriveRaw. Deci dacă vreți să vedeți planetarele rupte pe DriveRaw, subscrie și acolo. Pa, pa! Salut!